Consilierii județeni au aprobat proiectul de hotărâre privind asocierea între județul Călăraș prin Consiliul Județean Călăraș și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călăraș. Acordul are ca obiect asocierea în parteneriat în scopul sprijinirii mediului de afaceri, a creșterii gradului de conștientizare și de implicare a factorilor interesați pentru dezvoltarea durabilă a județului, având la bază principiul transparenței, profesionalismul și valorificarea experienței specifice fiecărei părți, sprijinul reciproc în organizarea activităților planificate. Parteneriatul propus constituie o inițiativă importantă care va sprijini dezvoltarea coeziunii economico-sociale prin îmbunătățirea cooperării durabile și eficiente între autoritățile publice locale și mediul de afaceri la nivelul județului Călăraș. Proiect de hotărâre numărul 2 privind aprobarea asocierii între județul Călăraș prin Consiliul Județean Călăraș și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călăraș. Nu au fost amendamente, au fost discuții la comisie și se solicită explicații cu privire la cauzele și oportunitatea acestei asocieri. Din partea Camerei de Comerț este prezentă și doamna director Mândruțescu. Domnule consilier, dacă dumneavoastră ați solicitat lămuriri privind aceste cauze. Și văd că asocierea asta are ca bază hotărârea unor cheltuieli care s-au făcut tot timpul de către din veniturile membrilor veniturile Camerei de Comerț. Și acum văd că suntem integral acest... Ce se întâmplă? Nu mai sunt membru în Camera de Comerț? Ați mazărat și noastră salariile după... Nu mai ajung... Am să vă răspund. În momentul acesta, apropo de salarii, Camera de Comerț are doi salariați și jumătate. Da. Deci ăștia sunt salariații. N-am mărit salariile, n-am crescut alte cheltuieli. Lucrăm cu un număr mai mare de salariați doar în cazul, în timpul în care implementăm proiecte din fonduri transfrontaliere sau alte fonduri nerambursabile, iar acei oameni sunt plătiți efectiv pe proiecte. Referitor la faptul că până acum nu a existat o asociere între Consiliul Județean și Camera de Comerț, nu a existat o asociere formalizată. Dar în permanență Camera de Comerț, Consiliul Județean a sprijinit Camera de Comerț și Camera de Comerț a sprijinit acțiuni ale Consiliului Județean. De ce am exemplu, spre exemplu, dați-mi niște exemple, că nu știm ce. Spre exemplu, absolut toate, la toate acțiunile de topul firmelor, prima sau a doua pagină din catalog a fost cuvântul președintelui Consiliului Județean. La fiecare manifestare au fost prezenți atât președintele Consiliului Județean cu siguranță, dar și alți membri ai Consiliului Județean. De fiecare dată când Consiliul Județean a avut de întâmpinat delegații, de organizat diverse activități și ne-au solicitat, Camera de Comerț a fost alături de Consiliul Județean. Prezența Camerei de Comerț la o întâlnire cu o delegație din altă țară, în principal, dar și cu agenții economici din județul Călăraș și din țară, reprezintă o garanție informală referitor la solicitatea și la bunele intenții privind colaborarea dintre Consiliul Județean, Camera de Comerț și Agenții Economice. Nu mai departe de zilele, de săptămânile trecute, în momentul în care în Consiliul Județean a venit reprezentantul investitorilor din Turcia, noi am fost aici, alături de domnul președinte, la discuțiile care s-au purtat referitor la atragerea de investiții, de investitori pe teritoriul județului Călăraș. Asta este un cel mai recent exemplu. Mai am de răspuns referitor la bani. În topul firmelor, în aplicația top firmelor, top firme pe care noi o primim de la Ministerul de Finanțe,
În top 10 există 1700 de firme. În top 3 există 889 de firme. Ca să se tipărească un catalog în care să ajungă la toți, la tot mediul economic, la toți agenții economici din județ, eforturile sunt considerabile. Camera de veniturile Camerei de Comerț sunt destul de restrânse, adică din cotizații, din chirii, din alte activități pe care noi le desfășurăm, respectiv proiecte, dar activitățile, dar banii din proiecte nu pot fi direcționați spre acest tip de activitate. Din certificate de origine, mă rog, ce facem noi acolo? Tot mai puțini agenții economici plătesc cotizație. Câți membri mai sunt? Deci, în momentul acesta, care plătesc cotizație, sunt 70 de membri. Din 1700 care sunt în top 10 și respectiv din 889 care sunt în top 10. Ce mi se pare că nu sunt? În primul rând, fiecare agent economic consideră că efortul privind plata cotizației este un efort mare și nu ar trebui să plătească. Din punctul lui de vedere, din punctul majorității agenților economici, serviciile Camerei de Comerț ar trebui să fie cumva gratuite pentru toți agenții economici. Vin la noi doar în momentul în care vor să încheie un parteneriat, un partener din altă țară și atunci clasificarea în topul firmelor, diploma pe care o primește, este foarte importantă și este un actu pentru încheierea afacerii respective. În momentul în care vine la mine un agent economic să-i dau diplomă și catalog, eu îi spun, ok, dar tu nu plătești cotizație. Eu, costul tipăririi acestor materiale este ridicat. Te rog, n-ai plătit, nu primești. Ori nu este corect unora să le dau și unora. E vorba de încurajarea mediului economic de a participa la tot mai multe astfel de acțiuni. Deci eu sunt membru în Colegiul Camerei de 17 ani. Și de 17 ani n-au fost mai mulți de 70 de membri plătitori. Dar niciodată. Mulțumim, doamna director. Noi nu am de suportat. Nu, dar există cadrul legal. Și există. Da, și este o acțiune în sprijinul mediului economic. Deci nu este Consiliul Județean, colaborează cu Camera, el plătește sau suportă costul catalogului, iar Camera suportă toate celelalte cheltuieli. Dar trebuie să existe o dată, o prima dată. Dar nu este prăbușire, vă rog să mă credeți. Dimpotrivă, este o inițiativă de creștere a sprijinului. Cine este pentru? S-a abținut cineva? Împotrivă? Cu abținerea domnului consilier Vârtejanu, proiectul de hotărâre numărul 2 a fost aprobat.